ne-am întâlnit astăzi cu bideștenii cu gânduri bune și cu multe bucurii. Cam fiecare an, primăria oferă cetățenilor care vor și au plăcerea să fie alături de noi circa 5500 de sarmale, 100 de litri de țuică fiartă, mămăliguță, ardei, voie bună și transmitem tuturor multă sănătate cu a doua de zi de Crăciun cât mai agreabilă. La mulți ani tuturor, să fiți sănătoși și Doamne ajută! Sărbători fericite în continuare! Toate bune! Am venit să mănânc sarmale atât. Ați mâncat sarmale de Crăciun? Nu, n-am. N-ați mâncat? Astăzi, a doua zi, abia mâncat. Da. De la primărie. Da. Ați mai venit și în alți ani? Da. Și cum vi se par sarmale de la primărie? Foarte bune. Sunt binevenite în a doua zi de Crăciun? Da, da, da. O să fiți servit și cu o țuică? Da, bineînțeles că asta aștept. Și țuica merge la sarmale? Da. Mâncăm ce vin la sarmale. Ați venit pentru sarmale? Da. Dar de Crăciun ați avut sarmale pe masa de Crăciun? N-ați avut. De ce? Cum s-a zis? Avem soție. Îmi pare rău. Și sarmalele de la primărie sunt binevenite azi. Și vine și țuica. Sărmâna, da. Nu, țuica nu vreau. Întotdeauna e 4 lei în care sunt foarte bune. Avem și noi acasă, dar mai bune ca astea. Deci ați făcut sarmale și acasă? E, cu 80 de sarmale. 80? Dar și acestea sunt mai bune? Nu sunt mai bune ca acestea. Și? Aer liber și am venit ca să... Atmosfera este plăcută? Da, dar ne place. Multă lume, e frumos afară. A mers și țuica? A mers. Și mămăliga a fost și bună? Da, toate. Totul. Mulțumim la conducerea primăriei că s-a gândit la mări și la săraci. Să asigură o masă așa ceva. A doua zi de Crăciun? A doua zi de Crăciun, da. Aveați sarmale acasă? Nu am, că n-am casă. Sunt la adăpostul primăriei eu. Și probabil venit în fiecare an aici să mâncați sarmale. Este o tradiție și pentru dumneavoastră. O tradiție foarte frumoasă. Și cum sunt sarmalele? Foarte gustoase, foarte bune. Mămăliga? Toate bune, gustoase. Dar țuica merge? Merge foarte bine. Mulțumesc. Și atmosfera, cum vi se pare? Foarte frumos. Mai socializați și dumneavoastră, mai schimbați o vorbă? Da, ca fiecare. Foarte bune. Vreau să plec la niște copii și m-am oprit aici că am văzut lume. Și am zis să mănânc și o sarmale, că e plăcute și e bune, da. Acasă aveați sarmale? Am avut cu 45, am mulți copii, le-am mâncat. S-au terminat? Cu două am mâncat acolo. Așa. Doar două ați mai prins acasă? Da, și am luat la copii să mănânce și acum plec noi ce nepoți. Și au mers sarmale? Am mers sarmale, suica e bună, toate. Și îi mulțumim care ați făcut aici, așa, mâncarea. Atmosfera este plăcută? E plăcută, e frumos, timpul afară și... Mai schimbați și o vorbă? Mai vorbim și noi cu tare. Plecam cu durere de cap acasă. Așa. Ați plecat de acasă cu durere de cap? Nu puteam să mă demuram în pădure, cum se zice la. Și acum? Am făcut mai bine și eu. Vă simțiți mai bine? Mai bine, da. Și eu îi mulțumesc care a făcut aici. Primăria municipiului Pitești. Da. Cum sunt sarmalele? Sunt foarte bune. Sunt bune. Acasă aveați sarmale de Crăciun? Da. Ați făcut? Am făcut și sarmale de Crăciun. Dar acestea sunt mai îmbietoare, nu? Da. Sunt mai gustoase sunt decât mai cele gustoase de acasă? Decât ca acasă. Și? Merge și mămăliga? Da, foarte bun. Și țuica? Nu pot să beau. Dar atmosfera, cum vi se pare? Atmosfera e bună. Și acțiunea vi se pare binevenită? Da. Aceea de a vă oferi sarmale a doua zi de Crăciun. Da. Mai schimba și o vorbă cu lumea? Da. Suntem foarte... ne simțim foarte bine. Să venim și noi să servim o porție de sarmale, să ne simțim bine, chiar să vedem și pe domnul primar dacă este... Nu este astăzi. Nu este. Să-i ajute Dumnezeu să fie sănătos. Cu altă ocazie îl vedem și să ne simțim și bine alături de toți pensionarii. Ambianța e plăcută pentru dumneavoastră, da? Da. Dar acasă ați făcut sarmale, aveți? Am făcut câteva sarmale și mai ca săraci, așa, că e pensia mică. Sunt bune și cele de la primărie, da? Da, sunt bune. Am mai venit și acum un an și a fost bune. Mai mult pentru ambianță veniți? Da, mai mult pentru ambianță. Uite, stau la coadă. La coadă, la sarmale? Da, da. Aveți sarmale acasă? Nu am făcut, n-am făcut. N-ați făcut? De ce n-ați făcut? N-a avut cine să vă facă? N-a avut cine să facă. Da. Ați mai venit la primărie pentru sarmale și în alți ani? Am fost de multe ori. Practic a devenit o tradiție și pentru dumneavoastră. Da. În a doua zi de Crăciun, la sarmale, da, de la primărie. Da.